Bună ziua, vă salută Tatiana! Haideți să continuăm tutorialul Alba ca zăpada și, așa cum știți, în prima parte am realizat căpușorul, picioarele și corpul. Acum, pentru a da forma și imaginea adecvată corpului, noi vom face partea de deasupra a rochiței, care va veni făcută separat, bineînțeles. Pentru aceasta voi folosi firul de culoare albastră și voi porni pe un număr de 18 ochiuri de lanț. Deci vom pune un număr de 18 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, și continuăm până la 18. Montate cele 18 ochiuri de lanț, voi face 3 în plus, care vor ține locul unui picior dublu. Firul pe croșet voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet și voi face un picior dublu. Voi continua cel de-al doilea picior dublu. Firul pe croșet voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, firul pe croșet și în corespondența acelui aș spațiu voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet continui cu un picioruș dublu. În următorul ochi voi face din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu. Și vom continua cu piciorușe duble, vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble deocamdată, apoi o voi număra, aici 2, 1, 1, 2, 3, voi face încă 2 piciorușe duble, 6, 7, 8, dacă nu mă înșel, să vedem, deci avem 2, 4, 6, 8 piciorușe duble. După aceste 8 piciorușe duble, vom face în ochiul de lanț următor un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu, în corespondența aceluiași spațiu, voi continua cu un picioruș dublu, în următorul ochi de lanț voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu, în corespondența aceluiași spațiu, un picioruș dublu în următorul ochi de lanț, iar în ultimul ochi de lanț vom face 2 piciorușe duble. În felul acesta am făcut separarea și vom continua, deci cel de-al doilea picioruș dublu, voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul și voi continua cu picioruș dublu, 1, 2, cel de-al treilea, deci am un total de 4 piciorușe duble aici. În corespondența ochiului de lanț, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț, urmat de un picioruș dublu, după care voi continua 1, 2, 3, 3 piciorușe duble, în corespondența ochiului de lanț, un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu. După care voi face toate aceste piciorușe duble până în corespondența ochiului de lanț. Aici vom lucra singure. Ajunse în corespondența ochiului de lanț de separare, vom lucra din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț
de separare și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu, vom continua cu piciorușe duble, 1, 2, 3 piciorușe duble, iar în corespondența spațiului format din ochiul de lanț vom lucra din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare urmat de un nou picioruș dublu, iar până la sfârșitul rândului vom face piciorușe duble, bineînțeles. Avem 1, 2, 3 și cel de-al patrulea picioruș dublu. Voi continua din nou lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucru și voi continua cu piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, piciorușe duble. Suntem din nou în corespondența ochiului de lanț. Aici voi face un picioruș dublu, unul singur. 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, pentru că vom face spațiul pentru mânuță. Deci avem 4 ochiuri de lanț și în corespondența următorului spațiu, piciorușului, aici unde trebuia să facem înmulțirea, voi face doar un singur picioruș dublu. Astfel am făcut mânecuța. Și voi continua cu piciorușe duble până în continuarea următorului spațiu format din ochiul de lanț. Aici am aplicat practic metoda aproape, aceeași metodă cu care înmulțim la topuri. Deci continui cu piciorușe duble. Am ajuns în corespondența următorului spațiu format din ochiul de lanț. Aici voi face un picioruș dublu, din nou, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet și piciorul dublu în corespondența următorului spațiu. Și am format și cea de-a doua mânecuță. Până la sfârșitul rândului vom face piciorușe duble. Ajunse la sfârșitul rândului, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Deci aici am încheiat cu această culoare. Scurtăm firul, bineînțeles capătul de fir îl vom ascunde, dar acum vom trece la o altă parte importantă, gulerașul. Dacă vă amintiți, alba ca zăpada are un guleraș înalt alb. Eu voi atașa culoarea albă și voi intra cu croșetul în corespondența primului ochi de lanț. Deci partea de sus. După care voi continua făcând piciorușe scurte în corespondența fiecărui ochi de lanț. Voi face un picioruș scurt până la capătul rândului. Deci până aici, unde am început cu piciorușe duble. Vom lucra singure. Deci am ajuns la capătul rândului cu piciorușe scurte. Din acest moment voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrarea, firul pe croșet și în corespondența aceluia și piciorușul voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și din nou două piciorușe duble în corespondența aceluia și picioruș. Firul pe croșet, vom sări două piciorușe, 1, 2, vom intra în corespondența celui de-al treilea și vom repeta două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu.
și din nou sărim două piciorușe scurte, vom intra în cel de-al treilea și vom repeta ceea ce am lucrat. 1, 2, până acum. În felul acesta, noi vom lucra până la sfârșitul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș scurt, aici voi face din nou aceleași două piciorușe duble, un ochi de lanț, urmat de două piciorușe duble. Vom scurta firul și vom închide și această parte a lucrării. Bineînțeles, capătul de fir îl vom ascunde apoi cu acul sau cu croșetul, modul în care doriți dumneavoastră. Ceea ce vreau să vă prezint este altceva. Uitați-vă cât de frumos se prezintă gulerașul, nu? Adică, cel puțin mie îmi place. Vom continua. Vom ascunde capetele de fire singure, vom continua. Vom trece la fustiță, pentru că și aici vom avea un pic de lucru. Vom pune un număr de ochiuri de lanț, atât cât să înconjurăm corpul albei ca zăpada. Avem 2, 3, 4, 5 și vom continua singure. Veți măsura dumneavoastră exact cât are păpușica dumneavoastră. Eu am montat un număr de 34 de ochiuri de lanț. Dumneavoastră veți pune, așa cum am menționat la început, exact ochiurile de lanț care aveți nevoie pentru păpușica dumneavoastră. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Un picioruș dublu în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet. Deci așa vom avea o serie de două. Două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. Vom sări două ochiuri de lanț, 1, 2, vom intra în cel de-al treilea și vom repeta acest raport. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Din nou, vom sări două ochiuri de lanț și vom repeta raportul acesta. Deci, în felul acesta, noi vom lucra până la sfârșitul rândului, iar apoi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului, voi lucra aici ultimul raport de două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble și vom continua în felul următor. Voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi întoarce lucru și în corespondența celor două ochiuri de lanț voi face din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de două piciorușe duble. Voi intra în următorul spațiu, voi lucra din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimul raport, voi face din nou 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și voi repeta din nou aceleași 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare urmat de 2 piciorușe duble, vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, după care vom continua. Deci, practic, repetăm rândul. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrarea, firul pe croșet. Voi face picioruș dublu,
în corespondența piciorușului dublu. În corespondența celor două ochiuri de lanț, de separare, voi face două piciorușe duble. Și voi continua cu piciorușele duble, care sunt în număr de 4, 2 de aici, 2 de aici, până în corespondența următorului spațiu. În corespondența următorului spațiu, format din cele două ochiuri de lanț, din nou vom lucra două piciorușe duble. Deci vom face piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, în plus vom adăuga două piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț. Astfel, noi vom da lărgime fustiței prințesei noastre și vom continua în felul acesta pentru... Mai întâi vom ajunge la sfârșitul acestui rând, iar apoi vă voi spune câte rânduri vom face. Deci ne întâlnim la sfârșitul rândului. Cu piciorușe duble am ajuns la capătul rândului. Vom închide acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Vom continua lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și continuăm cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș. Vom face astfel un număr total de 5 rânduri de piciorușe duble. Deci 5 rânduri. Primul deja l-am realizat, acum este cel de-al doilea. Iar noi vom continua singure și ne vom reîntâlni. Am lucrat totalul celor 5 rânduri de piciorușe duble. Acum, pentru a da o notă cât mai frumoasă fustiței noastre, vom face din nou un rând cu această danteluță, să-i spunem, și vom pleca 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble, în corespondența aceluiași picioruș. Vom sări 2 piciorușe, exact cum am făcut la partea de deasupra. Vom sări 2 piciorușe, 1, 2, vom intra în corespondența celui de-al treilea și vom repeta 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi scurta firul și îl vom ascunde. Astfel am reușit să facem o altă parte importantă din lucrarea noastră. Să vedem ce a ieșit. Ia uitați-vă cât de frumușică este. Aceasta este fustița. Trecem mai departe. Va trebui să facem mâinile. Pentru mâini vom începe cu culoarea bej în cercul magic, un număr de 6 ochiuri de lanț. 6 piciorușe scurte, vă rog să mă scuzați, de acum sunt un pic obosită. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat, corespondența primului picioruș. Pentru rândul numărul 2 vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Acum fac cea de-a doua mulțire.
iar acum vom face ultimul picioruș scurt și ultima înmulțire. Obținând cele 9 piciorușe scurte, de acum vom lucra de jur împrejur un număr de 13 rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci vom continua lucrând 13 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 13 rânduri de câte 9 piciorușe scurte, vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea din nou un număr de 9 piciorușe, de 6 piciorușe scurte. Acum este cea de-a doua scădere, acum voi face ultimul picioruș scurt, ultima scădere și cu aceasta voi închide aici și această parte a tutorialului. Vă rog să scuzați dacă uneori m-am încurcat, la mine de acum este foarte târziu și oboseala își spune cuvântul. Vom mai face un singur lucru care... În mânuțe, dacă aveți aceste bastonașe, vom pune pentru a da flexibilitate mânuțelor. După cum vedeți, eu le-am un bastonaș dintre acesta, l-am înduit de 4 ori și îl vom introduce în mânuța noastră, mânuța deja lucrată. În felul acesta noi le vom putea aranja în modul în care dorim. Bineînțeles, vom face și cea de-a doua mânuță. Eu am realizat-o deja. Vom pune și în aceasta, în interior. Și având cele mai multe elemente din lucrarea noastră, nu ne rămâne decât să asamblăm pe alba ca zăpada și să facem părul acesteia. Dacă m-ați urmărit până acum, eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, iar noi ne vom reîntâlni pentru a încheia această frumoasă lucrare. La revedere, vă salută, Tatiana!